cina Domnului și la astfel de sărbători vreau să vă spun că lucrarea practică are cea mai mare valoare și cea mai mare semnificație pentru Biserica lui Hristos. E drept că trebuie să spunem câteva lucruri și despre această lucrare măreață, dar bucuria mea și cred că și bucuria Domnului Iisus Hristos este când lucrarea din ziua aceasta și de fiecare dată când e cina Domnului se pune în practică, adică participăm și ascultăm totodată de Domnul Iisus Hristos. Când e cina, frații care, sau surorile care nu vin de fiecare dată la biserică, le mai trimit câte un mesaj zicându-le mâine avem cina și îi întreb dacă pot să vin. Ieri de asemenea am făcut lucrul acesta și am rămas surprins după un răspuns care l-am primit, se, nu vin. Și atunci s-a născut în gândul meu această întrebare care vreau să o pun și înaintea bisericii din ziua aceasta. Ce înseamnă cina Domnului pentru tine? Și acum fiecare ar trebui să ne dăm un răspuns nou. Dar nu te întreb ce a însemnat cina Domnului atunci când te-ai botezat. Sau în primele luni, în primii ani. Ci astăzi te întreb, mai are această lucrare, mare aceeași valoare pentru tine care a avut-o atunci când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos și abia așteptai să vină cina Domnului ca să stai la masă cu împăratul? Lăuda să fie numele Domnului! Amin. Ca să se întâmple lucrul acesta în Luca capitolul 22 cu versetul 15, cuvântul Domnului spune, Domnul Iisus însuși spune, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Deci Domnul a dorit mult. Tu ai această dorință să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos? Pentru că El e prezent aici, trăiască numele Domnului. Amin. Vreau să spun că pentru Domnul a însemnat mult această lucrare. Și de ce? Pentru că noi toți am însemnat să însemnăm mult pentru El. De aceea, haideți frații mei și surorile mele dragi, să punem preț pe această lucrare. Amin. Și să participăm la această lucrare pe care a făcut-o Domnul. Vreau să vă spun că cina Domnului în Sfintele Scripturi este definită cam în 5 termeni. Deci, terminologia cinei Domnului în Sfintele Scripturi este definită în 5 termeni. Și primul termen este scris în Corinteni, capitolul 11 cu 20, ultima parte, unde e numită ca cina Domnului. Asta înseamnă o relație strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că în seara cinei Domnul a slujit ucenicilor. Spune că s-a ridicat și a luat o pâine și a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați. Deci primul termen, dacă vreți, din Sfintele Scripturi, unde este scris în Corinteni 11 cu 20, ultima parte, este definită ca cina Domnului. Un al doilea termen, în Fapte, capitolul 2, cu versetul 42, unde scrie despre biserica primară care stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în ruperea pâinii și în rugăciune. Și de data aceasta înțelegem că această frângere a pâinii este cel de-al doilea termen ca și cina Domnului din Sfintele Scripturi.
Lucrul acesta, când citim, avem înaintea noastră acest tablou minunat, la fel cum slujitorii Domnului vor face frângerea pâinii, înaintea noastră este trupul Domnului care s-a frânt și a suferit pentru noi, ca noi să putem să avem viață, trăiască numele Lui Iisus Hristos. Și a de-a treilea termen din Sfintele Scripturi, stă scris în Corinteni, capitolul 10, cu versetul 16, și anume, împărtășirea cu sângele și trupul Domnului. Înțelegem prin lucrul acesta comuniunea cu Iisus. El în noi și noi în Iisus Hristos. Domnul spune aceste cuvinte că noi să rămânem în El. Pentru că cine rămâne în El și cine rămâne Domnul Iisus Hristos aduce roadă. Și Dumnezeu dorește lucrul acesta de la noi. Cel de-al patrulea termen stă scris în Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8, care este denumit ca și praznic. Praznic înseamnă o sărbătoare. O sărbătoare în care Biserica lui Hristos se bucură de lucrul acesta pentru biruința care a avut-o Domnul asupra tuturor lucrurilor și, dacă vreți, chiar și asupra morții. El a biruit moartea, trăiască numele lui Iisus Hristos. Și cel de-al cincelea termen, în Corinteni, capitolul 11, cu 24, masa mulțumirii. Adică, venim înaintea Domnului când participăm la cina Domnului, venim și mulțumim pentru harul care mi l-a dat Dumnezeu de a putea să stăm la masă cu Împăratul Împăraților și cu Domn al Domnilor, lăudat să fie numele Domnului. Și după ce am vorbit de aceste cinci termene care sunt scrise în Sfintele Scripturi, se naște o întrebare. De ce ne împărtășim noi cu sângele Domnului și cu trupul Său? De ce ar trebui și de ce trebuie să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Lăudați să fie Iisus! Amin. În primul rând, ne împărtășim cu trupul Domnului pentru că Domnul a dat o poruncă. Și lucrul acesta, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, înțelegem că noi trebuie să rămânem în ascultare de Iisus Hristos. Domnul a spus, luați, mâncați. Deci observați, nu e ceva opțional. Astăzi, dacă vreau sau dacă mă simt bine, Domnul a spus, luați, mâncați. Și a doua oară spune, luați și beți toți. Deci este o poruncă și prin ascultare, dacă vreți, este un act al ascultării. În Ioan, capitolul 10, versetul 27, cuvântul Domnului spune că oile mele ascultă glasul meu. Deci cina Domnului este o dovadă, dacă vreți, un act al ascultării de Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului, eu le cunosc și le vin după mine. Eu le dau viața veșnică în viață. Nu vor peri, și auziți, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi-a dat este mai mare decât toți. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Dar pentru aceasta, Domnul spune că oile mele ascultă de glasul Domnului. Cina Domnului, învățăm primul lucru în ziua aceasta, că este un act al ascultării. În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Lui. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele și păzirea cuvântului Său
face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și versetul 23 din 1 Samuel 15 spune căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Ieremia 7:23 striga acest profet al Domnului: ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Cina Domnului nu este altceva decât în primul rând înțelegem că este un act al ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 81 cu versetul 8: ascultă poporul meu și eu te voi sfătui, spune cuvântul Domnului. Psalmul 50 cu versetul 7: ascultă poporul meu și eu voi vorbi. Ascultă Israele și eu te voi înștiința. Și de asemenea spune cuvântul Domnului: adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruința făcute înaintea celui preanalt. Ce este cina Domnului pentru noi astăzi? Înțelegem că este un act al ascultării. Lăudați să fie numele Domnului. Un al doilea lucru care vrem să-l înțelegem de data aceasta este că este un act al mulțumirii. Când venim aici și stăm la masa Domnului, auziți, prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu, spune că a luat o pâine în Corinteni și ce a făcut? A mulțumit Domnului, a mulțumit lui Dumnezeu. Cel de-al doilea lucru care înțelegem în ziua aceasta este că cina Domnului este act de mulțumire față de Domnul nostru. Cel de-al treilea lucru stă scris în Corinteni 11:25-26 că este un act al amintirii. Ori de câte ori facem lucrul acesta, ne aducem aminte de moartea Domnului. Și ziua aceasta învățăm că în afară de act de ascultare, care noi trebuie cu toți să ascultăm de Domnul, este un act al mulțumirii, este, dacă vreți, și un act al amintirii. Ne aducem aminte de Iisus Hristos. În al patrulea lucru, cina Domnului este, dacă vreți, viața. În Ioan capitolul 6, vreau să vă citesc lucrul acesta. În Ioan capitolul 6, de la versetul 53, cuvântul Domnului spune, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Ce înseamnă pentru noi cina Domnului astăzi? Înseamnă viață, frații mei. Și versetul 54 spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Trăiască Iisus! Ce înseamnă cina Domnului? Și auziți, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este o adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. E de trebuință astăzi să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Înțelegem că este un act al ascultării, un act al mulțumirii, dacă vreți, un act de aducere aminte de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi și nu în ultimul rând, este viață. Și noi astăzi vrem să avem viață. M-am bucurat, vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu. S-a făcut o rugăciune în care parcă cu toți așa ne-am trezit la viață. De ce? Pentru că înaintea noastră este trupul și sângele Domnului. De când sunt, n-am avut o săptămână mai grea decât săptămâna aceasta. Dar nu numai eu. Toată biserica din locul acesta, toți care s-au botezat de puterea care a trimis-o Dumnezeu peste ei, diavolul nu a stat nepăsător, la fel ca și cu Domnul Iisus. Domnul după botez spune că a venit diavolul și la el și l-a ispitit. Numai că de data aceasta biserica lui Hristos este protejată de sângele lui Iisus Hristos și diavolul nu mai are nicio putere asupra noastră.
au fost, dacă vreți, eliberări. A venit diavolul cu duhuri de stăpânire, de moarte. Și a trebuit să ne deplasăm împreună ca și slujitori. Să ne rugăm cu punerea mâinilor, așa cum spune martul. Că ne vom pune mâinile peste cei bolnavi. Și bolnavii se vor vindeca și Domnul a făcut lucrul acesta. Au fost duhuri de boală, nepoți, copii, familii întregi bolnave. Nu s-a mulțumit diavolul nici cu aceste lucruri. A trimis duhuri de tulburare până acolo în care oameni botezați și până să boteze Domnul cu Duhul Sfânt o familie, era liniște și pace. Și după ce a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt o familie, săptămâna asta s-a ajuns până acolo că au zis, ne despărțim, divorțăm. Dar lăudat să fie Domnul, că Domnul nu va îngădui lucrul acesta. De ce? Pentru că toată puterea în cer și pe pământ o are Domnul. Și Domnul biruie pe cel rău. Aleluia. În ultimul rând vreau să vă spun că cina Domnului este o anticipare care ne verifică. Îl așteptăm pe Domnul. Amin. Spune că ori de câte ori facem lucrul acesta, vestim moartea Lui până când? Până va veni El. Avem o promisiune, dacă înțelegem acest cuvânt, că Domnul nostru trebuie să vină. Amin. Și noi vom face lucrul acesta pe pământul acesta până când va veni Domnul. Amin. Când va veni Domnul, o mai facem o dată în cer. Amin. Și de asemenea, cum a servit pe ucenicii la masă în seara cinei, același lucru va face Dumnezeu și cu noi, care am făcut pe pământ lucrul acesta. Dar dacă tu pe pământ cât ai stat, nu ai participat la masa Domnului, vreau să vă spun că cina aceasta nu este a unui om. Cina aceasta, după cum poartă și denumirea, este cina Domnului. Și cine se împotrivește acestui lucru, și de ce vă spun lucrul acesta? Am întâlnit frați care spun, nu sunt pregătit acum. Poate că luna viitoare o să fiu mai pregătit. Surori de asemenea, au trecut luni și ei n-au reușit să se pregătească. Și au trecut ani. Am stat de vorbă cu cineva și mi-a zis, auziți, am 10 ani de zile de când nu iau cina Domnului. Și ar avea pretenție, n-a făcut-o pe pământ aici. Dar fie îndurarea Domnului peste fiecare de aici. Unii vin cu o altă justificare. N-am găsit slujitorii care să facă lucrarea aceasta, să am convingerea. N-am găsit biserica în care să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Vreau să vă spun că cine se potrivește lucrării și bisericii lui Hristos, se potrivește cel ce este capul bisericii. Și El este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea încheiere să mai spun că ceea ce vedeți aici nu este în plus de cele 5 lucruri care am spus. Mai este și masa aducerea aminte. Și acum aș întreba, ce trebuie să ne aducem aminte noi când stăm la masă și când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Roman, capitolul 5, cu versetul 8. Auziți, ce trebuie să ne aducem noi aminte acum, în clipa aceasta? Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce ne aducem aminte? Că pe când eram noi încă păcătoși, Iisus a murit pentru noi. Și prin credință în Domnul Iisus Hristos, nu prin meritele nimănui din locul acesta. Prin credință în Domnul Iisus Hristos, ne apropiem de trupul și sângele Domnului, convinși de ceea ce s-a spus și la ora de rugăciune. Căci sângele lui Iisus Hristos are putere să ne curățească de toate păcatele noastre. Amin. Ce trebuie să ne aducem aminte astăzi la cina Domnului? Trebuie să ne aducem aminte de dragostea lui Hristos. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, lăudat să fie numele Domnului. El ne-a iubit. Noi îl iubim pe Domnul. Când îl iubești pe Domnul, ai sta mereu în prezența Lui. Nu vorbesc de tineri care nu-s căsătoriți sau Mihăiță are menirea aceasta, fratele nostru. Eu vorbesc despre voi care sunteți mai în vârstă ca și mine. Când v-ați îndrăgostit de cea care aveți soție astăzi, o iubeați? Amin. N-ați fi vrut să stați cât mai mult de vorbă cu ea? N-aș fi vrut să stați cât mai mult în prezența ei? Vă aveți și pentru surori. Da sau nu? Amin. Dar dacă mai stătea și la masă, bucuria era și mai mare. Îngăduiți-mi un gând. Eram tânăr și odată m-a dus cu soția mea la un restaurant. Dacă aș fi avut putere pe jos, aș fi plecat din centru până acasă. Erau vreo 10 km. Aș fi plecat. De ce? Pentru când iubești pe cineva și fiecare e valabil pentru fiecare de aici, distanța nu ți se mai pare. Nu rămân surprins că sunt oameni aici care ați venit de la 100 de kilometri. Știți ce v-a motivat pe voi? Acum e povestea mea, dacă v-aș chema pe fiecare să vă spuneți povestea aici, cred că ne-ar trebui nu 2 ore. E așa? Dar motivația și ceea ce trebuie noi să ne aducem aminte astăzi aici, este că Iisus Hristos, aleluia, ne iubește și a dat viața pentru noi. Și noi trebuie să-L iubim pe Domnul. Știi cum îți demonstrezi tu? Și acum îți dau un text pentru fiecare. Știi cum demonstrezi tu iubirea ta pentru Hristos? Când te-ai îndrăgostit de soția ta, ai fi spus tuturor, prietenilor, când te întâlneai cu ei, un prieten sau prietene pentru surori, parcă ai fi vrut să spui tuturor despre cel pe care tu-l iubești sau cea pe care tu-l iubești. Așa e și dovada dragostei tale pentru Hristos. Deci nu ne îndoim că Iisus ne-a iubit, că și-a dat viața pentru noi. Întrebarea care o pun astăzi: îl iubești pe Iisus? Vorbești oamenilor despre Iisus? La cât ai vorbit în ultima săptămână despre Iisus Hristos? Dovada dragostei, un test. La cât ai vorbit, dacă vreți, în ultimele 3 zile, în ultimele 5 zile de Iisus Hristos? Și atunci în inima ta dă-ți răspuns: mă, iubesc pe Domnul, dar n-am vorbit nimănui de El. De astăzi plecăm de aici și învățăm că dovada iubirii pentru El trebuie să vorbim oamenilor despre Iisus Hristos, care este iubitul vieții noastre, lăudat să fie numele Domnului. La masa Domnului ne aducem aminte de ceea ce a făcut El pentru noi, că ne-a dăruit viața. Frații mei, la un orfelinat a ținut pe un tânăr până la 18 ani. După 18 ani, conducerea orfelinatului a zis: ești liber, nu puteți să te mai ținem. Pleacă, unde să plec? Nu știu, l-au scos afară de pe poartă. Dar spuneți-mi, cine m-a adus aici? Măcar să știu să mă interesez. Și a aflat că era cineva din partea Moldovei. S-a dus acolo și l-au căutat mai multe primării și nu-l găsea. La un moment dat a găsit o primărie cu numele lui și îi spune: măi omule, tu figurezi ca mort aici. Și acum vine Pavel în capitolul 2 cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem viață trăiască în numele Domnului. Eram morți, frații mei. Figuram morți. Pentru că plata păcatului, că noi toți am păcătuit, și plata păcatului este moarte. Dar auziți, dar darul lui Dumnezeu care vine din cer este viața veșnică. Lăudat să fie numele Domnului. Ce trebuie să ne aducem aminte la cină? Nu doar că ne-a iubit, ci și de jertfa Domnului. Și asta ne-a demonstrat-o la Golgota. Vă mărturisesc înaintea Domnului, s-a spus o poezie că nu Iuda e vinovat. Și atunci m-am văzut: da, Doamne, eu Te-am răstignit.
nu mari preoți, nici Pilat, și el și tu, spunea versurile. După aceea imediat a venit o cântare că a fost pus Domnul între doi tâlhari și bătut, m-a jocurit pentru cine? Pentru noi. La cina Domnului astăzi ne aducem aminte de dragostea lui Iisus care și-a arătat-o pentru noi. Dar totodată ne aducem aminte și de jertfa Domnului. Domnul Iisus Hristos, pe când era în glorie, Psalmul 40 stă scris: în surul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Tată. Și a venit Domnul pe pământ pentru noi, a lăsat cerul, a lăsat slava, lăudat să fie El. Am mai spus-o, dar nu știu. Un tată exigent. Fata lui venea mai târziu acasă decât ora regulamentară. Și a spus, nu mai întârzia, vină mai devreme acasă. Și fata a continuat să vină în continuare mai târziu. Și atunci a zis, îți faci valiza, ți-ai ceea ce ai de trebuință și pleci din casa mea. M-ai făcut de râs. Toți oamenii mă vorbesc. Și atunci fata a început să plângă. Alături de ea a început să plângă și mama ei. Și numai mamă să nu fie. Mamele știu lucrul acesta. La un moment dat, când tatăl a continuat și spune, pleci. Mama s-a ridicat în picioare și a zis, dacă pleacă ea, plec și eu. Mama noastră, Iisus Hristos, de bună voie, știa ce l-așteaptă. A zis, mă duc. Mă duc ca să salvez omenirea aceasta care zac în păcat. Și a venit Domnul și ne-a salvat. Lăudat să fie numele Domnului. Un al treilea lucru care ne aducem aminte astăzi. Deci astăzi, nu până astăzi, când te-ai botezat sau eu știu când. Astăzi ne aducem aminte de dragostea lui Hristos. Ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Și un al treilea lucru, ne aducem aminte de ziua în care ne-am întors la Dumnezeu. Aleluia. Amin? Amin. În Exod 3, cu 13 cu versetul 3, am să citesc. Exod 13 cu versetul 3. Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, că cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Auziți, Moise spunea să-și aducă aminte de ziua în care i-a scos Dumnezeu din Egipt. În ziua aceasta, la cina Domnului, ne aducem aminte de ziua în care ne-a scos Dumnezeu din robia păcatului. Și Iisus Hristos, așa cum spune, cu mână puternică, ne-a scos. Nu știu pe voi, dar mă știu pe mine cum a scos Domnul. Dacă vreți, eram acoperit de păcat. Până într-o zi când mi s-a arătat Iisus Hristos, și m-a chemat la El. Pentru mine ziua aceea nu pot să o uit niciodată. Aleluia. Când Domnul m-a chemat și mi-a zis, vino la mine. Știam cum sunt. Și a zis, Doamne, eu, care sunt un păcătos și știu ce merit. Soția mea mergea la biserică și auziți, o lăsam la biserică, o duceam cu mașina. O lăsam acolo la biserică și spuneam, când se termină biserica la ora 12 în România, vin și te iau. Și umblam să-mi pierd timpul peste tot, prin centru, prin piețuri. Și acum venise ziua în care m-a prins Domnul la colț. Și nu aveam unde să mă mai duc. I-a zis, Doamne, m-ai prins la colț. De astăzi voi veni și te voi sluji toată viața mea. Și de atunci au trecut mai mult de 20 de ani, lăudat să fie numele Domnului. Dar nu prin puterea mea, frații mei, nu prin meritele mele,
și prin puterea lui Dumnezeu care ne-a scos pe fiecare. Și așa cum spunea în Ioan capitolul 14, nimeni nu poate să ne mai smulgă din brațul acesta puternic al lui Iisus. Lăudați să fie numele Domnului. Ne aducem aminte de ziua când Domnul ne-a scos de sub robia păcatului. Vreau să vă spun că în fiecare viață, fiecare om, avem două zile care nu trebuie să le uităm niciodată. Ziua când ne naștem, și asta nu-i decizia noastră, ci ziua când înțelegem pentru ce ne-am născut. Deci, repet, fiecare din locul acesta, nu trebuie să uităm două zile și cu siguranță nu le uitați. Ziua când v-ați născut și ziua în care am înțeles pentru ce ne-am născut. La primul lucru n-a fost decizia ta. A doua, vreau să vă spun că e decizia ta atunci când înțelegi că tu trebuie să te întorci la Dumnezeu ca să poți să ajungi în împărăția și țara promisă. Amin? Amin. E o cântare care spune că noi nu suntem de pe pământ. Nu suntem de aici, de jos. Auziți? Locul nostru este lângă Iisus. Și o altă cântare spune, acolo ne este țara. Lăudați să fie Domnul, unde e mirele nostru. Deci nu uităm. Ziua în care am înțeles pentru ce ne-am născut și ai decizia ta și decizia mea unde să-mi petrec veșnicia. Și doresc din toată inima cu toți să ne petrecem veșnicia alături de mirele nostru iubit. Lăudați să fie numele Domnului. Haideți, vă rog, să ne ridicăm.